Mulțumesc că m-au o informație de ultimă oră. Un primar al unei comune din Alba, în vârstă de 37 de ani, a murit din cauza noului coronavirus. Deși nu era cunoscut că, având alte boli, edilul nu a mai putut fi salvat. A încetat din viață la spitalul din Târgu Mureș. Ne dă detalii suplimentare Andreea Bratu. Andreea. Primarul comunei Metești din județul Alba, Dan Cosmin Opruța, a decedat în noaptea trecută, în jurul orei 1, după ce a contactat virusul SARS-CoV-2. Potrivit presei locale, acesta ar fi ajuns în urmă cu câteva zile la Spitalul Județean de Urgențe din Alba Iulie într-o stare gravă, fiind confirmat cu SARS-CoV-2 și având saturația de oxigen mică, iar mai apoi, pentru că starea sa de sănătate s-a înrăutățit, a fost transferat de urgență la Spitalul din Târgu Mureș și la secția de terapie intensivă, unde a fost și intubat, însă nu a mai rezistat aceste infecții și noaptea trecută a decedat. Avea doar 37 de ani, urmând ca peste unul să împlinească 38. Era cunoscut unul dintre cei mai activi primari din județul Alba. A fost ales ca edil al acestei comune în 2016 din partea PNL și reales la alegerile din toamna anului trecut. Instituția Prefecturii județului Alba a transmis pe o rețea socială un mesaj de condoleanțe familiei edilului, care a decedat noaptea trecută după ce a fost infectat cu SARS-CoV-2.